Laura Moisescu este un antreprenor din Reșița care la începutul pandemiei a avut o idee pur și simplu nebunească, să treacă, mai exact, de la producția de pantaloni bărbătești la cea de combinezoane pentru medicii care se luptă cu noul coronavirus. Și nu numai că a reușit să schimbe linia de producție, dar a omologat și un combinezon, atenție, care poate fi folosit în condiții de siguranță de 25 de ori. Laura Moisescu este invitata noastră astăzi la Eroul Zilei și mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Doamna Moisescu, haideți să o luăm puțin de la început. Cum a fost trecerea și cum v-a venit ideea asta? Bună ziua! În primul rând, trecerea a fost destul de anevoioasă. Ideea mi-a venit de la medici. Medicii de la Spitalul din Reșița, că noi suntem o fabrică de confecții din Reșița, m-au sunat și mi-au cerut echipamente de protecție pentru acest coronavirus. Și evident, eu lucrasem foarte mult denim, materiale vopsite, nimic care putea să protejeze medicii. Și de la ei mi-a venit ideea. Am încercat să înțeleg ce trebuie, cum trebuie să fie un combinezon, astfel încât să reușească să protejeze medicii aflați în prima linie în această situație foarte, foarte dificilă. Am reușit să găsim o membrană făcută de englezi, anti-COVID, să o laminăm pe o țesătură, să reușim să facem un combinezon reutilizabil de până la 25 de ori. Am făcut tot, grafice, probe, toate cusăturile sunt lipite, este un produs avizat în acest moment, cum certificat. Ați obținut, cum a fost omologat? E interesant de spus și lucrul acesta, pentru că este un combinezon, așa cum spuneați, ceea ce e extrem de important în perioada asta, când medicii au foarte mare nevoie de lucrurile astea, un combinezon care poate fi reutilizat de 25 de ori. Cum a fost obținut? Cum a fost omologat, vă întrebam? Cum ați ajuns până acolo, astfel încât să-l omologați și apoi, bineînțeles, să-l puteți da medicilor, să-l folosească? Păi l-am trimis la MAPN, că acum acolo se omologhează produsele, am realizat produsul, am realizat documentația tehnică și l-am trimis la testări, a fost testat, am obținut rezultatele care sunt foarte, foarte bune, foarte multe le avem în clasa 5, clasa 6, care este clasă maximă și omologarea a decurs, să zicem, bine, relativ. A decurs foarte bine. Dar cum ați ajuns la ideea asta? Adică v-ați inspirat de undeva sau pur și simplu dintr-o căutare într-alta ați ajuns să vă dați seama că pot fi confecționate astfel de halate? Dintr-o căutare în alta, bineînțeles, am fost la spital, am vrut să văd ce combinezoane sunt de unică folosință, cum sunt. Și după care am încercat să facem noi grafice astfel încât să fie și foarte ușor de purtat, să se poată mișca medicii foarte bine în ele, dintr-o căutare în alta. Da. Vreau să vă întreb ce spun angajații dumneavoastră și cum a fost trecerea și pentru ei, pentru că de la hainele bărbătești pe care le confecționau la halatele astea, bănuiesc că e o schimbare destul de mare. Este o schimbare destul de mare, dar angajații noștri au fost foarte fericiți. Am avut o echipă foarte bună care și-a dorit foarte mult să omologăm acest produs și care au stat să lucreze, să învețe, să înțeleagă cum trebuie să facem cusăturile fără nicio problemă. Au fost foarte deschiși pentru că și ei înțeleg că trăim, să spunem, momente destul de dificile în care din păcate moda fashion va avea de suferit în următoarele luni. Vreau să vă întreb. Foarte bine au primit produsul și lucrează cu foarte mare drag. Vreau să vă întreb foarte scurt, că nu mai avem timp, câte astfel de halate reușiți să produceți zilnic? Reușim să producem 2000 de bucăți pe zi. Și după ce se va termina, că sperăm cu toții să se ducă cât mai repede perioada asta, vă veți întoarce la segmentul pe care l-a abordat și înainte de criza coronavirusului?
Toți ne dorim să treacă cât mai repede această perioadă, niciunii nu ne dorim să fim bolnavi sau cineva să fie bolnav și categoric ne vom întoarce la moda fashion. Am înțeles, mult succes, cu siguranță o să ne reauzim. A fost așadar Laura Moisescu, eroul zilei astăzi la Antena 3. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, pentru prezență. În doar câteva minute vă întâlniți cu colega mea, Nadina Câmpean.